Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Auviș de Elită, bine v-am găsit, rău am nimerit, pentru că m-am trezit jignit în toate felurile pe radioul de talcioc al celor de la Radio Negoiță, Radio Jegoiță, mai exact, da? Și mă aflu în situația în care trebuie să le răspund la aceste specimene, la acești oportuniști care se hrănesc de ani de zile din hoitul Dinamo, pentru că nu mai putem să spunem trupul Dinamo. Ați văzut, știți toată situația și nu mai trebuie să revin să fac un tablou amănunțit a ceea ce s-a întâmplat la Dinamo în ultimii ani, ca să înțelegeți exact ce vreau să spun. Băieții au început prin a-mi declara război și a face tot felul de afirmații pe acolo și practic este o bagiocură la adresa mea și nu că aș vrea să le dau eu vreo lecție la băieții ăștia, pentru că de regulă nu pierd energia cu toți neaveniții și cu persoanele astea insignifiante, dar sunt dator față de fanii mei care mă urmăresc și față de voi dinamoviștii care credeți în Dinamo și credeți în adevăr în general. Dom'le, voi reveni imediat la băieții ăștia cu radio, dar trebuie să fac un tablou al imaginii, adică ceea ce s-a întâmplat, a evenimentului, da? Ce s-a întâmplat mai exact? Am avut meciul luni, da? Și ce s-a mai întâmplat? Deodată s-au luat băieții ăștia de o postare de-a mea, în loc să-și vadă de fotbalul lor și de prostiilor care debitează pe acolo, de minciunile lor și de îndemnurile la cotizarea la cerșit pentru PCH și pentru alte persoane care trag foloase din banii voștri, da? Și ce s-au apucat să facă? Să discute ei de postarea mea, că nu știu ce, și să mă prezinte ca un dușman al lui Dinamo. Ce s-a întâmplat mai exact, nu? Pentru unii sunt dintre voi care nu știu exact ce s-a întâmplat, cum a fost. Unii nu urmăriți chiar așa în totalitate, v-ați fost prinși de meci. Cu 3 ore înainte de începerea partidei am primit un mesaj. Eu primesc foarte multe mesaje de la diverse persoane, unii cu poză, alții fără poză, cu nume, fără nume. Vă dați seama că fanii foarte mulți postează în anonimat de frica la bagabonții ăștia, la bătăușii ăștia. Și foarte multe informații vin așa, fără nicio, eu știu, nu provin de la persoane pe care le cunoști, da? Dar printre informațiile astea care îți vin, unele se dovedesc a fi de interes și te uiți și tu puțin și discerni, da? Ce s-a întâmplat? Cu 3 ore înainte de partidă primesc un mesaj de la cineva, un cont fictiv. Un cont fictiv care mă atenționează că Ghezali și cu Amzar nu vor juca în partida de luni seara, da? Deci cu 3 ore înainte de începerea partidei primesc mesaj și imediat mi-a străfulgerat mintea că e posibil să fie o vreo minciună. Eu nu sunt vânător de senzațional și de știri de-astea în exclusivitate, pentru că nu sunt ziarist. Eu sunt un suporter ca și voi și îmi place să mai mult să dezbat anumite subiecte decât să dau eu știri pe aici, că n-am de unde. Nu stau eu să-i urmăresc pe ăștia paparații, să fac tot felul de caterinci și să fac și rost de știri. Nici nu sunt cerșetor ca ăștia de la Radio Negoiță să mă duc după echipă și să vă cerșesc bani să-mi dați mie, să mă duc să plâng pe lângă ei pe acolo și să vă dau informații. Așa că noi practic venim în întâmpinarea suporterului cu niște informații ale suporterilor, înțelegeți? Deci nu din presă, nu din asta. Probabil că din cauza războiul ăsta Iacob cu Niculescu, da? Vreun acolit de-a lui Iacob o fi trimis un mesaj peste tot și mesajul ăsta nu l-am primit numai eu. Am văzut că a fost mesajul prezentat și în grupul lui Șendre, care a fost și el criticat de băieții ăștia, de primatele astea de la Radio Negoiță, și de Cimpoeru. Deci s-a luat de Robert Munteanu, de Cimpoeru, au specificat clar numele, grupul și așa mai departe. Doamne, nu vreau să discut prea mult de măscăricii ăștia, dar o să revin la ei. Deocamdată ți-v-am spus să vă explic ce s-a întâmplat, despre ce e vorba. Deci vine informația cu 3 ore înainte de meci că Ghezali și Coanzar nu vor juca. Vă dați seama că noi nu avem de unde să... Băi, stai eu puțin, că toată lumea, noi știam, am cules și eu informații de la prietenii mei, de la, eu știu, cunoștințe, de la... Am și prieteni care sunt, lucrează în presa sportivă. Nimeni nu știa nimic. Înțelegeți? Deci cine putea să știe așa ceva, o informație de genul ăsta, care ulterior s-a dovedit a fi de actualitate, adică o informație corectă.
Eu am dezbătut, n-am postat pe grup așa ceva, informația asta, pentru că v-am spus, eu nu sunt ăsta vânător de știri, de prostii, care să iau, să fac bani din vizualizări sau cinci din ce căcaturi. Și nu am postat așa ceva. M-a interesat pur și simplu să văd dacă chiar se confirmă această postare. Înțelegeți? Această informație. Și uite că s-a dovedit. Da? S-a dovedit a fi adevărat. Ghezali și Coamzar nu erau pe foaie. Deci nu erau deloc. Deci ei erau în tribună. Bun, nu e nicio problemă. De aici, na, putem să spunem doar că e lipsă de respect al lui Burcă sau a celor care se ocupă de echipă față de suporteri. El trebuia să comunice suporterilor așa ceva, dar cu o zi înainte n-a spus nimeni că Amzar ar fi accidentat sau că Ghezali ar fi accidentat, da? Deci nu, n-a apărut așa ceva, nu? Și atunci nu poți decât să te gândești mai departe, nu? Ulterior, aceeași sursă de asta anonimă, să spunem, da? Deci un cont ăsta care nu are nicio dată și nicio asta, n-are importanță cum se numește contul, eu nu dau socoteală acum, dar vă spun vouă, suporterilor, să știți despre ce e vorba și să analizați și voi evenimentul așa cum s-a întâmplat el. Da? Și revine contul ulterior, după ce informația cu Ghezali și cu Amzar apare în Fanatic și apoi se dă loturile echipelor, revine sursa asta și spune că are informație clară că Amzar și cu Amzar, nu despre Ghezali, n-a fost vorba de Ghezali, deci că Amzar nu este accidentat deloc, are un contract pe masă desemnat pe 4 ani exact, am păstrat o parte din textul care am primit de la persoana respectivă și n-am mai verificat pe alte grupuri, că n-avea rost. Pe mine, ca suporter, m-a frapat. Deci m-a frapat în primul rând lipsa de respect care ne-a arătat-o managementul clubului, da? Aici putem să le numerăm și pe Iacob și pe Nicolescu și oricine a avut știre de chestia asta, de faptul că Amzar nu va juca, trebuia să, cum să zic, să o prezinte suporterilor. Trebuia să spună suporterilor, pentru că suporterii au venit la stadion probabil să vadă pe Amzar jucând sau pe Ghezali. Și când au venit acolo la stadion, i-au văzut pe ăștia în tribune lângă ei. Cum e asta? Cum e, domnilor, să plătești atâția bani și să te duci în tribună acolo și să vezi că favoritul tău nu joacă și ție să nu spună nimeni? Cum e? Deci nu spune nimeni, nu ne bagă nimeni în seamă. Dom'le, se confirmă, se vede ceva. Ia gândiți-vă voi, suporte. Nu vă gândiți la chestia asta că, într-adevăr, este vorba de un război Iacob Nicolescu acolo. Și probabil că informația a venit pe filieră lui Iacob. E posibil că el a avut de câștigat din faza asta. Aici se înfierează persoana lui Nicolescu. Sau poate că e inversă pentru a se da un indiciu că totul pleacă de la Iacob. Și să se accelereze chestia asta, debarcarea lui Iacob și să, eu știu, punteze la imaginea artistică. Eu acum știți cum e, în luptele astea interne nu vreau ca să mă bag, dar nici nu-mi place să fiu luat eu de prost că, vezi, Doamne, nu știu ce am făcut eu și am creat răscoală pe aici sau am oferit informații false. În primul rând, eu nu sunt de presă, nu sunt de ăsta ziarist de la Marca, de la Gazeta Sportului sau cine de unde dracu, cum sunt ăștia cap de sulă și cu papagale ăștia de la Radio Negoiță. Înțelegeți? Deci, eu vă spun sincer, deci nu avem noi de-astea pretenții că noi suntem ziariști și am spus-o tuturor, am spus-o la toate materialele care le-am făcut. Noi suntem suporteri și discutăm ca suporteri. De unde până unde sunt eu considerat răspunzător de situația de la Dinamo? Auzi, eu sunt răspunzător de haosul care s-a creat la Dinamo și că eu un suporter ca oricare altul care am preluat o informație și am dat-o mai departe. Ca și cum am dat-o și în Poieru și Andrei și aici că numele meu a fost alăturat și hulit vis-a-vis de alu Șendri, nu știu, mă face să mă simt și eu ziarist, așa zic, bă, ce dracu, am ajuns să fiu ziarist, ai, Șendri e ziarist, am înțeles, știe omul, scrie, are statut de ziarist, nu are omul vechime în media, dar eu sunt suportat și legătura mea pe aici, înțelegeți? Și cu Cimpoieru, că, în fine, pe Cimpoieru l-au scos, cap de sulă l-a scos pe ăsta, pe Cimpoieru puțin, că a zis că Cimpoieru a preluat de la mine. De la noi, de la Dinamo Viș, de elită, de la Robert Muntean. Exact așa s-a exprimat. Deci informațiile au apărut pe mai multe medii. Eu nu vreau ca să fac acum anchetă la cine a apărut primul și ce s-a întâmplat și așa mai departe. Dom'le, informația a venit reală, da? Deci reală. Amzar nu juca, n-avea de unde să știu eu cu 3 ore înainte partidei de la mii de kilometri de România să știu eu că ea nu joacă. Înțelegeți? Colegii mei au văzut, le-am comunicat pe canalele noastre de comunicare, colegii mei din Dinamo Viș de elită știau foarte bine că
le-am prezentat informația asta. Nu era din sursă sigură, le-am și spus. E o sursă oarecare, dar este o informație care se poate verifica și o vedem. Și apoi când ea se confirmă și băieții ăștia nu intră în teren, sunt pe tribune pe acolo și Amzar, care a fost interpelat de mai multe persoane, foarte mulți au venit pe el și i-au adresat întrebarea, bă, ce faci, te vând ăștia la Rapid, inclusiv eu. Și Amzar nu răspunde nimic, înțelegeți? Ce spuneți voi de chestia asta? Hm? Voi ce ziceți, e adevărată sau nu? Și cum puteam eu să aflu că Amzar și cu Ghezali nu vor juca și voi habar n-aveați. Voi nu știați niciunul, dar eu aflasem. Deci e cineva din interiorul clubului de acolo, din anturajul echipei, da, care a aruncat imaginea asta, informația asta în presă. În presă, pe mediul online, că doar a fost în presă. Ulterior a preluat Fanatic, mi se pare, sau Prosport, nu mai știu cine a preluat chestia asta. Și s-a confirmat, ați văzut, au apărut echipele de start și toată lumea a rămas mască ca la dentist cu gura căscată, că e forțat să vadă, sau e forțată să vadă, deci toată lumea era forțată să vadă Dinamo fără Ghezali și fără Amzar, da? Și fără nicio explicație, adică măcar apărei și tu la interviurile dinainte de meci spuneai nu știu ce, ceva, nu știu, eu știu, cu 2-3 ore înainte dădeai și tu la știri la Sport și spuneai, bă, Amzar are jenă, are o greață, mănâncă pielea, are o durere pe piciorul drept din partea stângă și că nu poate să joace, iar Ghezali îl înțeapă puțin fundul și nu e scărpinat sau ceva de genul. Deci, dacă ați văzut imaginele, adică comentariile ulterioare, Burca a fost luat la întrebări de cei din mediul sportiv de acolo, de la DigiSport în studio, în speță. Și a trebuit să le spună la aia ce au băieții ăștia, de cine au jucat. Și Burca a fost penibil, a zis că, domne, zice, au fost accidentați un pic. Cum adică un pic? Adică cum un pic? Ori sunt accidentați, ori nu mai sunt. Adică n-am înțeles și cum, ce fel, adică... Și tu, dacă ai aflat că sunt accidentați, tu n-ai o datorire față de suporter ca să anunți? A, să nu spuneți că vrea să păzeze secretul, să nu-l afle Ciubotariu. Păi l-a aflat oricum, bă, că l-are, dacă aflăm noi de la Dinamo Vici de elită. Deci dacă aflăm noi de la mii de kilometri, da, informația asta, vă dați seama că Ciubotariu știa de dimineață că ăștia nu o să joace, că au ăștia cine și ce manevre cu ei sau așa și mai departe. Credeți că voi, credeți voi că în lumea sportului așa nu se află nimic, totul e așa la în ascuns total, de zici că ești la serviciile secrete? Nu se poate dune așa ceva, vă spun eu. Deci aici a fost o informație aruncată din interior de către ei pentru a alimenta subiectul ăsta, care mie nu mi se pare deloc elocvent și nu mi se pare deloc destabilizator la adresa lui Dinamo, că niște suporteri iau atitudine și nu sunt de acord ca jucători exponențiali și jucători de valoare să nu fie vânduți. Eu nu înțeleg chestia asta, de unde, până unde a apărut destabilizarea asta, că băi, să vezi ce a făcut ăsta Robert Munteanu, e nenorocire. Dinamoviști de elită au creat un episod negativ la Dinamo și i-a nenorocit pe ăștia moral și de-aia au și pierdut cu Sepsi. Bre, treziți-vă, bă, nu mai fiți imbecili. Bă, ăștia care urmăriți Radio Neghiniță, Radio Negoiță, băi, nu mai ascultați-mă așa ceva. Băi, băgați-mă în faliment pe jegurile astea. Eu am înțeles foarte mult, am discutat cu foarte mulți prieteni de mei și i-am întrebat, băi, de ce urmărești, mă, ăsta? Ce dracu să-i urmărești pe ăștia? Tu nu ai văzut ce caterini sunt? Nu au respect față de cap de tigaie ăla, de teflon, de cap de sul ăla. Ei nu au nicio respect față de el. Practic urmăresc materialele alea pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Dinamo, pentru că neaveniți ăștia, căpușele astea, sunt acolo din 2014-2013, de când a venit Negoiță. Deci de când Negoiță e puțin mai de devreme, dar i-a cooptat, i-a nu știu ce, erau pe acolo prin bloc startul, se încălzeau, i-a mai instruit între timp, înțelegeți, și au venit pe felie. Deci ei au apărut de nicăieri ca niște căpușe și s-au lipit de Dinamo. Au folosit numele de Dinamo cum au vrut, nimeni nu i-a întrebat nimic, orice conducere a fost și cum a fost și cum s-a declarat a fi, ei au fost acolo. Da? Când au văzut că nu mai au finanțări și nu știu ce, s-au tras de ăștia, s-au lipit de DDB și au început să sugă de acolo și așa mai departe, nu? Iar prietenii pe care am întrebat eu, bă, ce te mână mă să-i asculți pe aia? Voi nu vă dați seama că voi îi sprijiniți pe ăștia, practic, să îi încurajați ca să vă mintă în continuare și să vă prezinte niște lucruri de ampule, așa?
Nu vă dați seama că ei au contribuit la ajungerea lui Dinamo în situația în care se află? Voi nu vă dați seama de ce ei au fost acolo de la începutul căderii, practic, da? Și acum noi ne asociem tot ce s-a întâmplat. Noi suntem pe dinamoviști de elită cu acest concept. Noi putem spune că m-am hotărât, eu personal, Robert Munteanu, m-am hotărât ca să lupt pentru acest concept, pentru dinamoviști de elită și pentru această idee, tocmai pentru faptul că la Dinamo nu existau decât doar Dinamo, era o structură care era a unei suportere de astea, ea era gazetăriță, dar ținea cu FCSB-ul și nu știu ce, a fost prinsă pe Facebook, au fost publicate poze și așa mai departe. Mai erau câțiva care, unul care lua o pensie de handicapat, nu știu ce dracu ce era și cu ăla, mai are și ăla site, nu știu ce face, scrie și ăla știri pe acolo. Mai erau ăștia de la radio, zic, băi frate, dar nimeni, toată lumea minte așa, suporterul în continuu, deci eu eram un suporter care mă uitam la știrile astea și nu venea să cred, bă frate, băi nu se poate ăștia nenorociți, trebuie să existe cineva să zică și adevărul breb, să-ți prezinte o părere, cum să zic, nevinovată, o părere care nu e interesată, frate, deci să fie cineva care nu vrea, nu e interesată de a face bani. Au fost niște grupări, a fost Dinamo Mania, au fost câteva grupări care s-au opus și au încercat să creeze un curent așa apropiat de ceea ce am conceput noi, dar de-a lungul timpului nu au rezistat pentru că probabil au urmărit și un aspect, erau mai mulți și probabil au cheltuit niște bani. Nu vă închipuiți că nu sunt eforturi mari pentru a face așa ceva, pentru a face grupurile astea și de la administra așa în modul care le administrez eu sau de a face materiale pe YouTube, de a prezenta, am avut și un site, website. Deci nu vă închipuiți că este foarte simplu și foarte ușor să faci lucrul ăsta. Pentru că sunt foarte multe personaje care se intercalează, vin, au tot felul de interese și așa mai departe și vă dați seama, trebuie să lucrezi la un moment dat și de unul singur. Dacă vrei să, într-adevăr, să fie echidistant și să vrei binele lui Dinamo. Dar uite că apar ăștia cap de sulă care m-a făcut pe mine să intru în joc, practic, pentru că v-am spus, mi-a venit ideea asta și am zis, băi, trebuie să existe cineva care să spună lucrurile, adevărul pe adevărat. Adică toată lumea vede, exact ca în România, toată lumea vede adevărul, dar nu ia nicio măsură. Toată lumea pleacă la grătare și așa mai departe. Băi, frate, ai o problemă, dezbate-o, ai o problemă, luptă-te pentru remedierea acestei probleme, nu? Nu poți să stai cu mâinile în sân și să mergi cu viața mai departe și ăștia să te bagi în saci de plastic și să te vaccineze și așa mai departe. Și tu să nu faci nimic. Și să te bagi și prin război și să-ți facă nu știu ce și să continue țigănia asta, să doctorii să-ți ceară bani și șpagă și să nu te bage la operație, ăla nu știu ce să-ți facă și așa mai departe. Și noi să ținem mâinile în, așa, încrucișate și să mergem mai departe că viața e normală. Înțeleg că fiecare are viață și dorește să o trăiască. Dar băi, fraților, trebuie să luăm o măsură. Și uite, așa ne-am trezit noi în hora asta a dinamoviștilor și a știrilor. Doamne, v-am spus și repet încă o dată. Asta nu vreau să explic eu lui cap de sură de la Radio Negoiță. Eu le explic suporterilor care mă urmăresc și m-au urmărit de-a lungul timpului și care, față de care aveam datoria ca să explic lucrurile astea. Înțelegeți? Nu fac materialul ăsta ca să explic eu lui papagalul ăla că eu sunt vreun inteligent și el e un prost. N-am nicio legătură eu cu el și nici nu vreau ca să am cu așa personaje. Noi trebuie să fim întotdeauna obiectivi și să spunem adevărul. Dar nu poți spune adevărul dacă tu ești prieten cu fotbaliștii, dacă tu ai mâncat de la PCH, dacă tu ai mâncat de la Negoiță, dacă tu ai mâncat de la ăla, de la ăla, de la ăla, dacă suporteria te, unii de un grup de suporteri te duc pe banii lor în cantonament, tu nu poți să fii obiectiv. N-ai cum să fii obiectiv. Tu trebuie să spui ce vor ăia sau să faci ce zic ăia. Înțelegi? N-ai cum. Și așa că încerc să demontez mitul ăsta cu Radio Negoiță și să vă fac mult să înțelegeți că căpușele astea ținute acolo vor duce Dinamo unde a ajuns acum. Și Dinamo a ajuns aici datorită PCH, datorită căpușelor care sunt manipulează ideile oamenilor, ideile membrilor pe mediul online, da? Și sunt foarte importanți. Înțelegeți ăștia, păcălici ăștia, pentru că ăștia v-au influențat să veniți și să dați bani. Ăștia v-au spus că donați.
Și eu v-am spus că voi vă îndreptați către o asociație de cămătărie care ia bani de la voi prin, în formă de donații și împrumută lui Dinamo. Eu v-am spus, lucrul ăsta v-a fost spus de dinamoviști de elită, v-am spus de nenumărate ori, am fost înjurat exact ca acum. Dom'le, revenind la subiectul ăsta foarte scurt, așa și asta, trebuie să înțelegem o chestie, să tragem o concluzie de aici. Nimeni nu putea să știe ce se întâmplă aici, dar orice informație de genul ăsta trebuia tratată cu seriozitate. Eu, unul ca suporter, mă alarmez când văd că Amzar va fi vândut pe 200 de mii rapid. Deci îmi cer scuze dacă unii dintre voi sunteți de acord, pentru că am observat că s-a modificat și felul vostru de a gândi. Toată lumea, deci, era oripilată înainte de a ieși pe locul 2. Gândiți-vă, măi, fraților, câinilor, gândiți-vă bine. Deci nu eram... pentru noi era un sezon ratat dacă noi rămâneam numai în cursa pentru Cupa României și nu mai aveam nicio șansă la locul 2, 3 sau locul 1, pardon, nu că locul 2, 3, că nu exista. Deci dacă nu luam campionatul, pentru noi era un sezon așa, tăceam din gură, ne feream să mai ne întâlnim cu oile, că nu știu ce, făceau ăștia mișto de noi și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem niște lucruri, că Dinamo a fost și este un brand uriaș în fotbalul românesc. Iar noi, suporterii, suntem cei care însuflețim acest brand. Și am spus-o de atâta ori, deci de nenumărate ori. Faptul că v-am spus că unii vă uitați la Radio Negoiță doar pentru a fi, doar pentru a vă confirma, pentru că ei nu vă dau niște știri noi, niciodată n-au venit să dea ei vreo știre nouă sau ceva. Deci ei sunt acolo. Practic confirmă ceea ce se aude prin presă. Dacă eu un zvon în presă și îl citiți acolo prin gazetă sau nu știu ce, vă duceți pe de la Radio Negoiță să vedeți dacă Radio Negoiță zice la fel, pentru că nu că v-am spus nu pentru că estimați pe aia pe cap de sulă și pe slugoii lui, dar pentru faptul că ei sunt acolo, acoliții lui ăștia și vă dați seama că au acces la informațiile alea de, care trebuie să vă fie oferite. Adică nu vă gândiți voi că vă dă ăia tot ce știu ei de acolo. Să nu vă gândiți la chestia asta. Ei nu o să vă dea niciodată nicio știre decât cu acceptul șefilor, da? Care șef, știți foarte bine, nu sunt ăștia de la Red and White. Haideți să înțelegem și mai vorbim pe subiectul ăsta, că dacă tot am fost numit, cum să zic, distrugătorul lui Dinamo sau cum terorist sau ce vor să zic ăștia că sunt, am fost făcut și proști și nu știu ce, o să revin la ce au făcut și ce au zis băieții ăștia, foarte scurt. Dar acum trebuie să discutăm de chestia asta, de Red and White. Red and White este Red and White Management, da? Deci ce fac ăștia? Sunt doi băieți care, dacă îi căutați pe net, dacă googliți pe net, n-am chef să umblu acum să caut eu pe net, puneți-ne numele celor doi, lui Nicolescu și lui Voicu, și o să le găsiți acolo declarațiile de venit. O să le găsiți declarațiile de venituri și o să o vedeți că sunt niște oameni bogați față de noi. Sunt niște oameni bogați față de noi, oamenii obișnuiți, dar ei... Așa cum spunea și Mitică Dragomir, sunt niște oameni care nu poate să susțină o activitate de fotbal. Nu au bani și finanțarea necesară. Ei ce fac? Ei strâng bani de la alții și îi manipulează ei. Sau din banii care Dinamo încasează, din televizor, din sponsorizări și așa mai departe. Dom'le, acum lăsând gluma la o parte, dacă îmi strâng și eu 4 prieteni acum, pot să fac 5 prieteni, 6 prieteni, așa să facem o echipă de asta adevărată cu tot ce trebuie la Dinamo acolo, vă spun că pot să fac același lucru și mult mai bine decât ei. Și puteți să spuneți că aveți garanția că eu nu am interesul să bag în buzunar niciun leu. Înțelegeți? Nici de la voi și nici din vânzarea de jucători. Ceea ce nu se poate spune de băieții ăștia, deci ei neavând sursă de finanțare, e automat că trebuie să găsească niște bani undeva. Iar informația asta care a venit cu Amzar și cu Ghezali nu este falsă, vă spun eu. Eu vă spun, nu este falsă. Nu i-ați văzut cu câtă ură, cap de teflon ăla, tigaie? Ați văzut cu câtă ură zicea de mine și nu știu ce? Înseamnă că ceva s-a întâmplat. Voi fanii ați reacționat. Voi fanii ați început să puneți întrebări și ați început să vuiască puțin prin tribună pe acolo zvonul și atunci... Băieții n-au mai putut să-l vândă pe Amzar, înțelegeți voi? N-au mai putut să-l mai vândă. Nu că se temeau ei prea tare așa, dar totuși era o situație care putea să devină explozivă în sensul că dinamoviștii nu mai veneau la meci. Voi vă dați seama ce înseamnă să nu vă duceți voi la meci? La stadion, să fie stadionul la gol, să fluiere vântul pe acolo, Parcul de Triumf? Analizați puțin și gândiți-vă și o să vedeți că nu e așa, că dușmanii sunt în altă parte, dușmanii sunt acolo și suc din blide. Noi nu lingușim blidele nimănui, noi nu avem nicio legătură cu nimeni. Echipa mea sunt niște băieți ca și voi, suporteri care
își sacrifică și ei din timpul liber pentru a vă prezenta și voi vouă niște idei și niște concepții, da? Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim bine la conceptul dinamovici de elită și să înțelegem ce dorește el să facă. Și atunci, dacă înțelegem lucrul ăsta, o să înțelegem și ce fel de oameni se ocupă de acest grup și foarte mulți mă cunoașteți, mai ales pe mine, care sunt liderul acestui concept și acestei echipe, da, dinamovici de elită. Deci, în primul rând, ideea dinamovici de elită v-am prezentat prin postări pe Facebook, prin postări pe TikTok, pe YouTube. V-am prezentat foarte multe lucruri și v-am spus acolo. Urmărește crearea unei comunități dinamoviste, sănătoase, de suporteri, care să perceapă informațiile exact așa cum vin ele și corect și care să nu fie manipulată, să nu poată fi manipulată și să aibă în tot timpul o reacție fermă. Ceea ce s-a întâmplat acum, înțelegeți? O reacție fermă. În momentul când s-a auzit că începe talciocul, chit că a fost fals sau că a fost adevărat, reacția voastră a fost excelentă și vă mulțumesc la toți că ați făcut așa ceva. Pentru că, 1. Dacă nu este adevărat, nu ar trebui să supere pe nimeni, nu? Deci dacă nu este adevărat, nu înțeleg ce tevatură s-a făcut și ce atingeri s-a dus lui Dinamo și ce s-a întâmplat aici. Dacă nu a fost adevărat, a fost doar o informație falsă, vă mulțumesc pentru corectitudine și am zar și cu ghezalie rămân la Dinamo, înțelegeți? Dar dacă nu era adevărată, înțelegeți? Sau dacă este adevărată afirmația asta, ce se poate întâmpla? Se poate întâmpla ca să rămânem fără doi jucători de valoare în situația în care noi acum suntem vai de capul nostru. Suntem deja pe ultimul loc și vă reamintesc și o să vă arăt clasamentul la cei care ați uitat, care au venit câțiva și mă huleau pe acolo că, bă, vezi ce ți-a făcut ăla la cap de teflon, cap de sulă, te-a făcut cu o școție și ți-a arătat el că nu știu ce. Ce mi-a arătat? Mi-a arătat limitele lui prin care el nu poate pe care el nu poate să le depășească. Înțelegeți? Trebuie să, ca și lider a unei grupări sau, eu știu, ca și promotor a unor idei și ca și persoana care te ocupi de promovarea unei imagini și unui nume ca Dinamo, tu trebuie să fii un exemplu. Dar ceea ce nu pot să spun de cap de teflon, pentru că cap de teflon el nu are ce să pună la bătaie. Deci el are capul ca să nu plouă în gât, înțelegeți? Și se înconjoară de tot felul de acolii și de slugoi, după cum l-ați văzut pe băiatul ăla, Chioretul ăla, care era în jurul lui acolo aseară, în materialul de ieri, când m-au făcut ei pe mine cum au vrut. E ușor să faci în lipsă pe cineva cum vrei tu, mai rău e să porți un dialog cu el, știți? Dar acum lăsând gluma la o parte, știți, băiatul ăla, slugoiul lui Nea Cap de Sulă, m-a numit la un moment dat Diana sau ceva, a zis el ceva de Diana, că nu știe ce sex aș avea. Dacă aveți o nelămurire și nu știți ce sex am, în primul rând o să-i dau lui Cap de Teflon cu Diana în cap, înțelegeți? O să-i dau așa cu Diana în cap, o să-l bat așa în cap până-i vine mintea la cap. După aia lui ăsta, lui slugoiul lui, o să-i fac o vizită până cerul gurii cu Diana, îi dau cu Diana până cerul gurii și la sfârșit le dau să pupe pe Diana la toți, înțelegeți? Asta ca să nu mai fie discuții și să nu fie, comentarii. În cazul în care nu sunt satisfăcuți, îi trimit la futăcilă ăla pe acolo ca să le dea chiloții mov și rozi și gata, am terminat povestea. Înțelegeți? Băi, fraților, noi ne aflăm într-un moment destul de important. Am revenit în Liga 1 și suntem în continuare înconjurați de hienele astea care simt că pierd teren. Simt că pierd teren. Și aici nu mă refer neapărat la Cap de Sură și la echipa lui de influențatori, influencer de ăștia în social media, ci mă refer la formația asta de cămătari care s-a îmbogățit extraordinar de tare și care continuă să lupte pentru Ciolan acolo, să fie acolo, înțelegeți? Domnilor, vă reamintesc că Cap de Sulă v-a trimis acolo. V-a pus să luați pensiile și să vă amanetați pensiile pe nu știu câți ani și să plătiți acolo birul către ăștia, către băieții care vor să facă și să dreagă, care vă vindeau invitații și care nu știu ce făceau. Și apoi se arată cu degetul către noi, deci că inventăm noi evenimente și chestii, povești. Băi, fraților, de ce n-apare o poveste despre mine, mă? De ce n-apare poveste? Că am furat eu cutia milei, că am fost eu popă fals, că mi-am înșenat eu moartea ca să strâng bani de la voi și să
după aia să fiu viu și nevătămaș și să mă duc și să-mi fac, să-mi plătesc niște datorii și să mă distrez din banii voștri. De ce n-au părut despre mine că am furat eu din bani și că am împrumutat Dinamo și că acum Dinamo are să-mi dea mie milioane sau că mi-am făcut blocuri? De ce n-au părut de mine chestia asta? Pentru că nu este adevărat și pentru că nu există așa ceva, în primul rând. Da? Dacă în cazul lor există bănuiala asta și discuțiile astea apar, vă dați seama că sunt adevărate. Deci fum fără foc nu iese. Clar. Și atunci încheiem orice subiect de feitor la de-astea. Invențiile mele, a zis ceva cap de sulă ieri cu, despre invențiile mele, dar probabil că i-am dat cu Diana prea tare în cap și i-a lunecat pe ghelie și l-a luat amețeala, vă spun. Și cred că de-aia a amețit puțin și nu a putut să se controleze. Deci l-aș ruga pe cap de sulă să se pondereze așa, mai ales când spune ceva. Ce mai zice pe acolo? Că se lega de intelectul meu, de IQ-ul meu, în fine, prietene drag, adică măi papagalule, vreau să spun și să-ți precizez că eu am studii cât tot neamul tău, înțelegi? Deci persoana cu care vorbești are studii și diplome cât tot neamul tău, înțelegi? De la maimuță încoace, ca să ne înțelegem. Deci tu, cap de teflon, ar trebui să-ți faci autocritica, să te duci dracu, să-l iei și pe maimuțoiul ăla care ai fost cu el acolo, la lângă tine și te făcea din cap așa, slugoiul al tău, înțelegi? Veniți la Diana, o pupați pe Diana ca să vă reamintiți că Diana e acolo și că e lângă voi, înțelegeți? Și vă articulează când greșiți și vă duceți dreacu să vă ia. Înțelegeți? Plecați de la Dinamo. Ăsta este un lucru care trebuia discutat. Dom'le, eu sincer am tot discutat de hienele astea, pentru că eu atunci când am început această luptă, să spunem. Eu nu vreau lupt cu nimeni de regulă. Eu mie îmi place să desfășur activitate tihnită cu prietenii mei. Îmi place să fie ceva pozitivitate. De regulă sunt un om foarte pozitiv, dar totodată trebuie să înțelegem că la Dinamo nu putem să vorbim despre o acalmie, nu putem să vorbim despre ceva care durează etern. Este vorba de sport aici, e vorba de un brand care desfășoară activități sportive și atunci la noi, la Dinamo, trebuie să fim foarte competitivi. Competitivitatea nu poate să existe decât dacă există niște standarde ridicate, standarde care vor fi ridicate de oamenii care alcătuiesc brandul. Și v-am spus, brandul ăsta este alcătuit din suporteri. Deci prima piatră de temelie a echipei nu este alcătuită din manager sau din jucător sau cum zic unii, din suporteri. Suporterii care susțin această echipă și o însuflețesc, da? Ei vin și din energia lor emană o forță care ridică brandul, în principal. Da? Dacă un brand este puternic și există o calitate a suporterilor, atunci și cerințele către management, cerințele către patronat, cerințele către toți cei care intră în interacțiune cu Dinamo sunt foarte mari. Deci trebuie să înțeleagă. Îmi pare rău, nu pot să traduc pentru tine cap de sulă, pentru că știu că tu nu înțelegi, dar o să-ți fac o traducere, o să-ți traduc în limba ta a comentatorilor de pe Radio Negoiță, înțelegi? A slugoilor. În limba slugoilor o să vă traduc, o să vă fac o traducere dacă e necesar și știu sigur că e necesar, că nu înțelegi. Deci eu când vorbesc în limbajul meu, tu nu poți să mă urmărești, înțelegi? Pentru că tu ești cap de sulă, știi? Și înțelegeți voi chestia asta. Deci, automat, ridicând standardele astea, suporterii, managementul este obligat să țină pasul. Investitorii sunt obligați să pompeze bani la Dinamo, ca pentru Dinamo, da? Nu să-mi vină mie să-mi dea bani, să-mi aducă un investitor, să-mi vină un investitor cum a apărut băieții ăștia în costume, care uitați-vă pe adeverința lor de venit acolo, nu vreau să o pe adeverința de venit, declarația de venit, că acolo au declarat ei ce dețin, ce fac, ce asta. Și uitați-vă acolo și dacă Mitică Dragomir a spus că nu-i cunoaște și nu i-a văzut și nu știe de ei, înseamnă că nu sunt oameni cu bani, înțelegeți? Și ei au spus-o că poate să vină cu camioane, dar n-au de unde să ia camioanele, înțelegi? Dacă ar lua camioanele de la alții, ar fi altă chestie. Și aici revin încă o dată la ideea aia, că mă îndepărtez puțin de ideea pe care am susținut-o cu ridicarea standardelor, dar revin imediat. Reamintesc tuturor că prin banii încasați de pe jucători ăștia care i-ar fi vândut băieții,
se duceau și mai făceau niște plăți acolo, care sunt stringente, dacă ați văzut. Orice om care vine cu 10.000, o datorie de 10.000 către Dinamo acum, poate să ceară falimentul. Și vă dați seama în ce situație suntem, da? Și îi spun că au făcut, că au dat, că au dres, că nu știu ce, dar uite că acum dau din colț în gar și nu știu de unde să facă rost de bani. Și vă spun eu că impresarii lui Amzar și lui Ghezali caută, patinează acum, înțelegeți? Au văzut ei că nu prea merge până țară, o să înceapă să caute pe afară. Și tot o să plece jucători, pentru că nu au cum să facă față, ei nu vor să piardă găina de jumurit, ei au fost aduși acolo ca să facă ordine. Cu ce? Cu ce au la îndemână, înțelegeți voi? Asta ce înseamnă? Și atunci ei se recompensa de stăpânii lor care, știți cine sunt? Sunt toți cei care îi plătea înainte. Cine îi plătea înainte pe Teflon și pe ăștia de la Radio Negoiță? Hm? Cine îi plătea? Cine îi plătea? Negoiță. Cine mai plătea? Butelie, da? Cine mai plătea? Con. Cine mai plătea? Badea. Toți ăștia care au fost acolo. Echipa aia mare care ne-a dus la groapă și care a șters o datorie de 17 milioane de euro. Înțelegeți? Deci echipa aia tot aia e, dar zice, băi, noi nu mai băgăm nimica. Asta e, când e nevoie de ceva, mai venim cu un ăsta de un împrumut, știi? Mai venim cu un împrumut și mai îndatorăm puțin Dinamo și mai facem ceva, dar când se vinde cât un jucător, plecăm cu banii, înțelegi? Deși există datorii, banii Păsărescu au fugit. Unde au fugit? Nu știu. Și aflăm din presa scrisă că Zăvăleanu a luat și comisiuni în banii aia, dar banii aia, ce s-a întâmplat cu ei, nu mă îndoiesc că dacă fac o balanță contabilă și vin băieții cu niște documente acolo, sunt toți de găsit acolo prin documente, dar vă dați seama că sunt multe contracte de-astea care s-au încheiat amiabil și nu știu ce și bla 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 și acolo se duc banii, domne. Și alte cheltuieli prin firma lui Gică, lui Fentă, lui X, lui Y. Înțelegeți? Comisioane, sume care se duc nu știu pe unde și uite așa. Banii se duc, banii pleacă și Dinamo cade în B, da? Și după aia e în prag de desființare. Până când vin niște băieți în costume ca să facă o ordine de care v-am vorbit. Deci cam asta este treaba. Automat, deci dacă suporterii ridică un standard undeva sus, atunci investitorii, managerii, jucătorii trebuie să aibă o anumită conduită și valoare, da? Pentru a avea niște jucători buni, investitorii sunt nevoiți să bage bani ca în conturile unei echipe de top, ceea ce cerem noi. Înțelegeți? Și atunci eu nu înțeleg de ce supără pe cineva când noi tragem un semnal de alarmă. Sau ce rău putem să facem noi de Dinamo când tragem un semnal de alarmă și că prezentăm o știre, așa zisă știre, care a circulat prin mediul online și care a fost furnizată tot de cineva de la club. Înțelegeți? Pentru că nu aveam noi de unde să știm noi că Amzar și cu Ghezali nu joacă, în primul rând. Da? Și aici, după ce am demonstrat toate căcaturile astea, trebuie să vorbim puțin, să mai aprofundăm puțin de cap de sulă ăsta și de băieții de la Radio Negoiță. Înțelegeți? Când au apărut băieții, când au apărut Negoiță, nu? Imediat după Negoiță au apărut și băieții ăștia, care au supraviețuit acolo, au fost tot timpul acolo și asimilați ca niște persoane de la club, deci sunt niște presari care sunt în domeniul Dinamo, sunt specialiști. La început ce s-a întâmplat cu ei? A apărut ADPD-ul și băieții ăștia, cap de sulă mai exact, era acolo, le lingea blidele lui cei de la ADPD. Da? Să ne reamintim toți și toți care aveți informații și știri despre băiatul ăsta care ținea cu Rapidul, vă rog frumos să le furnizați. Eu am să aprob toate postările care vin de la voi în grupurile Dinamoviști de elită și Dinamoviști Semper Fidelis, toate postările care vin de la voi și care prezintă niște informații despre cap de sulă. Înțelegeți? Toți care aveți informații despre el, poze când el era rapidist, persoane care l-au cunoscut, alte evenimente poate care nu le știu și care, la care el a contribuit acolo și persoane care au fost sepuite de el, care au fost tratate cu lipsă de respect, veniți frumos și prezentați materialele, dați o postare, puteți să o dați anonim pe grup, nu vă cere nimeni să vă prezentați identitatea, pentru că știm ce se întâmplă, știm ce huliganism există la Dinamo și în peluza Ionuț Negoiță, știm toate lucrurile astea și de aceea noi acceptăm că veniți să postați anonim. Puteți postați anonim. Eu vă aprob toate postările. Veniți, vă rog, să postați și veniți cu materiale și cu informații despre aceste personaje, despre Pic și Poc. Vă rog frumos, declar deschisă campania asta împotriva lor.
Trebuie să luăm o atitudine. Deci trebuie să luăm atitudine și să, dar în principal trebuie să înțelegem cine sunt băieții ăștia. Și v-am mai spus, eu personal nu m-am interesat de ei așa, să iau din scoarță în scoarță, dar din ceea ce putem să vedem suporteristic, deci ei s-au aciuat de, pe lângă echipa asta în momentul în care Negoiță a venit acolo și avea nevoie de cineva și începuse fenomenul Facebook să devină foarte interesant și important. Înțelegeți? Și aveau nevoie de niște băieți care să propage anumite idei. Și uite că au apărut ei. Înțelegeți? Și contra cost, băieții ăștia s-au oferit și au putut să facă acolo, să vă prostească. Că sunt de la club, au venit cu informații, au venit cu nu știu ce, ei au avut tot timpul prime time la orice. Înțelegeți? Au avut bani de cantonamente, s-au dus, le-ați dat voi, le-ați făcut și au tras, le-a plătit chiria de DB-ul anul trecut, de-a dat ăsta Nea Helas, al lor, tăticul lor Helas, i-a pupat mâna lui Helas și au făcut o campanie PCH și o campanie pro de DB de numai, și acum scurg lacrimile. Ăla plângea, unul plângea seara, cum zice ăla, că am și uitat porecla lui. O să-mi reamintesc, băiatul ăla, latul cu capul ca mare, așa și cu fălci, ăla spunea așa cu între lacrimi, că nu știe unde să se ducă programul ăsta, unde, în ce direcție să se îndrepte programul ăsta. Băi, fraților, terminați cu programele. Terminați cu programele, vă spun eu. Deci terminați cu mascarada. Suporterii nu poate să conducă un club. Nu există așa ceva. Unde vedeți voi ce v-au mințit? Ăștia nu există. Există și pe aici, până în Anglia, structuri de-astea care strâng bani, fac tot felul de lucruri, dar ei se ajută între ei. Nu ai să vezi să se ducă să dea la grupă de copii sau să dea la nu știu ce. Ei, practic, au fondurile lor și fac tot felul de evenimente care, la care participă fanii. Dar nici de cum să se ducă să ajute să ia, nu știu cum, mașină de spălat, nu știu care, la grupa de vârstă, nu știu care. Nu că ar fi ceva rău aici, dar vreau să spun. Nu că le-a strâns la băieți, a făcut chetă să le dea bani să se ducă în deplasare sau să nu știu ce dracului să facă. Înțelegeți? Astea sunt niște măgării care au fost promovate de băieții ăștia de la Radio Negoiță, de cap de sură și de sugoi lui a serviți și care au adus un mare de serviciu numelui Dinamo. Deci Dinamo a fost pângărit, Dinamo a fost tăvălit până roi și acum, în momentul de față, noi suntem numiți peste tot în toate mediile astea de oi și peste tot, din ce eram numiți cum, cu frică, așa, cu teamă și cu respect, eram numiți câinii roi și sau cum eram numiți javre, cum ne ziceau ei sau nu știu ce, cum ne făceau. Acum am devenit niște personaje de plâns, așa, de luat în, cum să zic, de milă, demne de milă, da? Am ajuns echipa Boda Prost, exact cum v-am spus eu. Dom'le, nu se poate, eu suporter dinamovist, eu nu pot să stau și să văd așa ceva, mai ales după ce am reușit să trec peste un moment foarte greu al vieții mele, să vin și să văd echipa noastră tăvălită în halul ăsta. N-am cum! Deci dacă eu am reușit să trăiesc și Dumnezeu mi-a dat zile să trăiesc în continuare, înseamnă că nu pot să stau impasibil și trebuie să iau și o atitudine și să spun ceva. Da? Să-mi aduc o mică contribuție împreună cu voi, dar pe calea pe care acționează suporterii. Nu să mă duc eu să fiu patron la Dinamo acum, nu? Sau să, pe banii voștri. Nu pot acum să mă apuc de mâine să strâng eu să fac chetă și nu o să mă vedeți să fac așa ceva. Să strâng să fac chetă ca eu să mă fiu plătit. Bineînțeles că o să trebuiască să mă și plătesc după aia, să-mi dau salarii, să-mi dau diurne, să-mi dau nu știu ce și să iau numele vostru Dinamo și să fac eu nu știu ce cu banii voștri. Deci vă rog eu mult de tot, înțelegeți că nu există nicio țară așa ceva, așa țigănie. V-au prostit, v-au păcălit, nu mai puneți botul, gata. Organizația asta de tip socios nu trebuie să existe decât la nivelul dezvoltării structurale a galeriilor. Înțelegeți? A structurilor de suporteri. Ei ce ar trebui să facă băieții ăștia, DDB-ul, băieții care sunt cu socios, Dinamo? Și ce ar trebui să facă? Ei ar trebui să facă, să crească copii, să crească tineri care să ducă spiritul de Dinamo mai departe. Nici de cum să facă ei țigănie să împrumute Dinamo și să îi scutească pe unii, pe băieții ăștia care sunt în spate, pe păpușare, ăștia să îi scutească de niște bani din buzunar. Înțelegeți voi ce vă spun? Că spun unii că, băi, că Dinamo era desființată, că Dinamo era nu știu ce, că nu se știe, că... Băi, ăștia mari care au fost, sunt în spate și acum și care au vrut să-l vândă pe Amzar, vă spun eu, pentru că deciziile astea care le iau ăștia Reden White Management și asta se tep în filtru și se propun undeva și o persoană sau două dau girul, dacă se face sau nu se face.
Nu o să vedeți voi că vine și eu cu să discute cu nu știu care. Probabil că Niculescu, că fiind pe la Rapid pe acolo și asta, ar fi putut să se implice la nivel de discuție cu Șucu ca un slugoi, ca un, eu știu, o piesă a doi. Unde ați văzut voi un patron de club să se facă el președintele clubului? Unde ați văzut? Că acum se va face mutarea asta, îl dă pe Iacob jos și vine Niculescu în locul lui. Unde ați văzut voi în fotbal european, în fotbal mondial? Unde dracu ați văzut așa ceva? Cum nici nu o să vedeți socii și care vin și ia decizii pe acolo și fac tot felul de mârșevii și influențează și așa mai departe. Și împrumută Dinamo cu bani și după aia banii unde se duc și ce se fac când se înapoiază și încă o chestie care nu este luată în calcul deloc de nimeni. Băieții ăștia cămătarii care au fost sprijiniți și sunt sprijiniți în continuare de Radio Negoiță, de băieții ăștia de la slugoi lui Cap de Sulă, lui băiatul ăsta care vă minte și vă spune că noi suntem dușmanii și că nu știu ce. Deci băieții ăștia care sprijină v-au mințit întotdeauna de anumite lucruri. V-au, nu v-au spus că banii se împrumută, că nu v-au spus foarte multe. V-au venit cu o foaie velină, banii s-au dus, s-au dat către Dinamo, nu știu cât. Da? Dar ce este foarte important din punct de vedere juridic este că o datorie produce și niște comisioane și niște dobânzi. Cine ia dobânzile astea? Cine le mănâncă? Nimeni nu spune, nu? Ei, să ne zică Cap de Sulă ăsta ce se întâmplă, de unde se fac, ce se face cu banii, cine a luat banii până acum, că vă dați seama atâția ani de când ați dat voi bani, s-au capitalizat niște dobânzi acolo și s-au făcut niște datorii mari și datoriile alea vă spun eu că nu s-au plătit, probabil că ăștia din DDB au zis că ei renunță la o anumită parte din datorie, o anumită parte, nu total, da? Dar ce se întâmplă cu dobânzile alea care s-au plătit, vă spun eu, dobânzile s-au plătit, deci eu sunt convins de chestia asta. Nu există din punct de vedere juridic o datorie care să nu producă dobânzi legale. Înțelegeți? Este o dobândă legală, nu este ca la bancă că zice ăla că e 20%, 30%. Nu, există o cotă de dobândă legală care judecătorul stabilește. Înțelegeți? Iar cineva a luat banii de acolo. Cap de Sulă, dacă nu înțelegi să mă suni, că îți dau cu Diana pe la bot și vă dau să pupați după aia la sfârșit. Înțelegeți? Voi dacă nu înțelegeți ăștia mai limitați așa, vă rog frumos să mă contactați în privat și vă spun eu care vă povestesc cum e cu dobânzi, cum e cu bani, cum e cu șmecherii. Deci dacă intre cineva acolo în ei serios așa și vrea să intre în ei, e sânge, se lasă cu sânge și ies multe la iveală. Presa nu a pus prea mare accent pe chestia asta, Prosportul și Orange-ul. Parcă au pomenit de așa ceva de chestia asta cu Amzar, dar Orange a spus că s-ar putea, că există un zvon, da? N-a zis că Robert Munteanu l-a răspândit pe net, da? Și a spus că da, într-adevăr, în mediul online, în mediul suporterilor există chestia asta și au existat niște zvonuri, deci le-au auzit și ei, da? Bun. Iar cei de la ProSport au zis așa cu semnul întrebării pentru că nu au avut nimic clar, nu au prins niciun fir. Și nici nu cred că au vrut să prindă niciun fir, înțelegeți? Pentru că aici firele astea, știți cum sunt prinse de presă? Presa noastră nu vă imaginați că e compusă din oameni de ăștia specialiști care se duc, îi urmăresc pe ăștia și nu ce fac. Și au armată de paparații care se țin după ăștia și îi urmăresc și prind toate firele. Nu, presa din România este avidă de informații informații care provin de la sursă, înțelegeți? Adică Dinamo are acolo, prin managerul ei, să spunem, dreptul de a oferi niște informații. La un moment dat ați văzut că Vlad a spus că eu voi oferi toate informațiile care nu știu ce și la la la. Și trebuie să înțelegeți că informațiile care parvin controlate. Înțelegeți? Nu se discută, nu scapă nimic de aici. Deci băieții discută deciziile importante și lucrurile foarte, foarte, foarte importante se discută între ei acolo și nu află nimeni între puțini ochi. Înțelegeți voi? Așa că n-are cine să-i prindă paparații, n-are cine să vorbească. Cert este că ceva a fost aici. Înțelegeți? Cam asta este problema cu băieții. Cine aș mai vrea să mai reamintesc, în afară de faptul că băieții ăștia au trecut rapidist, băiatul ăsta cu cap de teflon ăsta are trecut rapidist și slugoii lui sunt de calitate îndoielnică și niște slugoi de ăștia, niște sugaci de ăștia care sunt, doamne, nu înțeleg cum îi primiți, cum îi acceptați voi să-i vedeți așa ceva și nu îi huiduiți. Băieții ăștia sunt foarte implicați, v-am spus, au fost implicați în fenomenul ăsta care v-a țepuit. Au cerșit de la voi, v-au luat bani, au făcut în așa fel încât stăpânii lor care le-au pus imobilul la dispoziție și care prin îngăduința lor și numărinimia lor
le-a mai dat câte o zvârtă pe acolo, înțelegi, câte un ciolan de ros, i-a susținut pe ăștia. Deci, ați văzut, au susținut ideea asta cu cămătăria în continuu, odată. Și au mai fost discuții. Ce discuții au mai fost cu ei, care mi-au parvenit la urechi? Au mai fost un episod recent. Voi ați plătit pe cap de sulă asta, l-ați plătit să se ducă în cantonament cu Dinamo, ca să aveți informații de la sursă, să vă dea asta informații. Un grup de suporteri au vrut să se ducă din Italia, din câte știu, a vrut să se ducă la acel meci cu Dinamo Kiev, da, care a fost desfășurat în Austria, și pe pagina oficială a lui Dinamo se anunțase un loc de desfășurare. Înțelegeți? Oamenii s-au pregătit și au făcut excursia și s-au dus acolo să vadă meciul. Și n-au găsit pe nimeni acolo. Înțelegeți? Meciul se mutase pe stadionul în altă parte. Probabil că informația fusese oferită pe un alt mediu, pe un alt, eu știu, pe un ziar sau cine, pe unde. Băieții n-au apucat să citească. În fine, a fost o chestie. Iar oamenii ajuns și acolo la fața locului, au pus mâna pe telefon și vă rog, ăștia care știți despre evenimentul ăsta, veniți și confirmați prin postări, veniți și la Radio Negoiță acolo, duceți-vă pe postările lor și spuneți adevărul. Dați și despre ei, veniți și spuneți. Și vă rog, cei care ascultați acest material, dați-l mai departe, pentru că e inegal ca eu să-mi prezint opinia în fața la... Am 500 de urmăritori în mediul YouTube, da? Și ăștia să aibă 20.000 sau cât au ei, 15.000 sau 17.000 și să aibă posibilitatea să răspândească o prostie la mai multe persoane. Vă rog frumos, ăștia, distribuiți materialele astea, vă rog eu mult de tot, cu replica asta care le-am dat-o eu lor, da? Și vă rog frumos să faceți egală, să egalați puțin balanța aici, în ceea ce privește urmăritorii și posibilitatea de a le răspunde. Pentru că, v-am spus, e inegal ca ei să vorbească în fața la nu știu câte zeci de mii, da, 10.000, 20.000 sau cât vorbesc, și eu să vorbesc în fața la 500. Da? Asta este ceea ce vă cer tuturor care urmăriți. Am făcut acest material în primul rând pentru voi, pentru fanii care mă urmăriți pe mine și pentru a vă arăta respectul meu față de voi. Pentru că, sincer, eu nu intru în astfel de discuții cu astfel de elemente. Nu mă pot cobori la nivelul lor, pentru că prostul, știți cum e, te coboară la nivelul lui și te bate cu experiența. Nu trebuie să cazi în capcana asta și să-ți vezi de treaba ta, să mergi pe linia ta și să nu îți pierzi energie cu astfel de personaje ca și cap de sulă și băieții hienele de la Radio Negoiță. Deci cam asta e problema. Trebuie să înțelegeți un lucru, da? Această structură este și are rolul, a fost creată și are rolul de a vă prosti, de a vă manipula și de a vă oferi informațiile care vor ei să ajungă la voi. Ați înțeles? Și dacă vă uitați puțin la ce a zis Cap de Sula, a spus el ceva foarte interesant în materialele care a făcut el de după meci și a spus acolo că în acest moment nu va pleca niciun jucător, avea el informația de la, a spus că a vorbit el cu Vlad și cu Niculescu și că nu știu ce și au zis ăștia că în acest moment nu pleacă nimeni. În acest moment, dar acest moment e secunda în care vorbești, înțelegeți voi ce spun? Deci eu vă spun sincer să fiți cu ochii pe ei și să reacționați atunci când trebuie. Și în orice situație în care observați că există lipsă de respect, că Dinamo este tratată și târâtă în roi, obligată să joace cu niște jucători de 2 lei și își dă cei mai buni jucători pentru a face niște bani, să plătească niște datorii, în situația în care noi trebuie să supraviețuim în acest sezon și avem nevoie de orice fotbalist de valoare, luați atitudine, exprimați-vă opiniile și reacționați așa cum ați făcut-o de data aceasta. Da? De data aceasta, cum ați făcut acum, așa să faceți tot timpul și să reacționați. Iar dacă nu vă este acordat respectul cuvenit, v-am spus, făceți-i să-i doară. Și cum îi faceți? La bani, v-am spus de atâtea ori. Nu mai plătiți nimic. Nu mai plătiți nimic, nu le mai dați nu mai cumpărați niciun tricou, nu mai cumpărați nimic, nu vă mai duceți la meci și lăsați să fluiere vântul acolo în stadion. Atâta timp cât ei nu te respectă, tu nu ai ce să cauți acolo. Vă spun, sincer. Eu iubesc Dinamo din adâncul inimii și știu că Dinamo este pentru noi toți o religie. Dar trebuie să înțelegem un lucru, că niște persoane care conduc acolo Dinamo l-au transformat într-un avântul prăbușirea care are o calitate îndoielnică în acest moment. Este pe ultimul loc Dinamo și mie nu-mi vine să cred când văd Dinamo pe ultimul loc și acest lucru nu este chiar temporar. Deci vă spun,
Au trecut trei etape, avem 0 puncte și avem un golaveraj de 1 la 7, da? Și ne îndreptăm vertiginos către o nouă retrogradare dacă nu vom lua puncte cât mai rapid. Și vă spun, există pericolul de a intra în vrie dacă pierzi acum și foarte probabil să pierzi la, cu Clujul, da? Într-o deplasare care va avea loc la media și în care am înțeles că își anunță prezența foarte mulți fani din Aoviști, înțelegi? Dacă am pierdut aici în fața Clujului, deja situația devine maronie, da? Deocamdată este la un nivel de gri, înțelegeți? Gri spre maro, cum e și haina lui ăla, lui Cap de Sulă, înțelegeți? Că el e maro așa la funduleț, că se cam sperie așa, e nevricos din fire și intră în criză, înțelegeți? Când aude că nu mai are DDB-ul bani, se gândește că o să trebuiască să plătească el chiria la spațiul ăla pe acolo și îl dă ăștia afară și rămâne fără obiectul muncii. Înțelegeți voi ce vă spun? Asta trebuie să înțelegeți dacă voi reacționați corect și dacă voi veți păstra o atitudine activă pe care ați avut-o acum, noi nu vom avea de ce să ne temem. Și vom vedea în legătură cu acest subiect, e de urmărit și trebuie să vedem cam ce se va întâmpla și unde vor fi direcționați jucătorii ăștia. Pentru că e clar, nu avea cum să apară zvonul ăsta și nu avea cum să accidenteze Anzar cu Ghezalin în același timp. Da? Și v-am mai spus, declarația lui Burcă, vă reamintesc pentru finalul acestui material, declarația lui Burcă a fost aceea că a zis doar atât, s-a limitat doar să zică că au fost un pic accidentați, un pic de tot, știi? E cam bancul ăla cu țăranul, știi? Care îl întreabă unul, zice, bă, Ioane, bă, tu ai si, da, bă! Și ăla stătea și se gândea, bă, știu, el cap de sulă era, știi? Vă dați seama, era cap de sulă și se gândea, și-a pus mâna pe chelie. Doamne ferește, ce zice ăsta, mă? Ce-o fi aia, mă, si, da? Bă, dacă îi spun că nu am, o să zică că sunt sărăciu. Dacă îi spun că am, poate o să înceară. Ce dacă să fac? Mai bine îi zic un răspuns evaziv așa și îi spune că da, mă, Vasile, mă, mai am nițică pe fund. Înțelegi? Adică avea puțină ca să nu-i ceară ăla, să nu cumva să facă dovada. Așa și cu Cap de Sulă. Mai are și el nițică pe fund. Îl trimit frumos să se ducă să ia legătura cu preotul, cu preoțică care a fugit, că pe ăla nu mai ținea bateria, nu mai ținea prezoanele și a fugit. Și acum cred că ăsta ar avea nevoie să fie calmat, Futăcilă. Futăcilă ar avea nevoie să fie calmat și le recomand la băieți să se îmbrace la ăștia lui Cap de Sură și lui slugoii lui, să se îmbrace în chiloția care i-a cumpărat pentru această ocazie Lazar și să se ducă acolo să facă și furări puțin, să-l calmeze pe Futăcilă. Înțelegeți voi ce spun? Domnilor, cam atât pentru astăzi. Cred că a fost un material destul de edificator în acest subiect. Nu m-am ferit să spun, dar nici nu am vrut ca să intru în conflicte de astea. Acum că s-a evit discuția asta și băieții ăștia mi-au declarat mie război și au spus că cu orice ocazie o să nu știu ce să-mi facă și o să-mi ia boi de la bicicletă și că o să dorească din nou niște dovezi că Diana există și o să le dau cu ea peste gură și peste frunte și înțelegeți? Lola i-o dau în ceruguri, că așa a zis, Lola îi place în ceruguri lui băiatul ăla și după aia v-am zis, ca să fie ei să nu uite de Diana, le dau să o pupe la toți și gata, asta este, cu asta am terminat povestea. În încheiere ce să zic așa, că știți, am auzit că e ziua lui ăsta, lui Cap de Sulă și ar avea și el nevoie să primească și el un cadou și m-am gândit și eu să facem un cadou așa frumos și o dedicație. Até um apartamento te dou de frente pro mar. Pode ser Copacabana, né, Europa, onde quiser. Eu faço qualquer coisa pra todas as minhas mulheres. Special pentru Cap de Sulă, de la Radio Negoiță. Să trăiască pe altă planetă și să fie iubit de medicul legist la autopsie, sau? Cam atât, dragii mei,
Sper că a fost de ajuns dedicația. Dacă nu, îl rugăm să ne ceară melodia, o să-i o pun la dispoziție cu mare drag pentru Cap de Sulă de la Radio Negoiță. V-am pupat, numai bine, doar din Dinamo București este inimile noastre. Vă salut!